Bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod cu familia Montano. Haideți să ne jucăm și în acest episod și, bineînțeles, să vedem ce mai facem noi pe aici. Așa. Știm că în episodul trecut am încercat pe Dorian să-i găsi și lui o mândră ceva, dar eșec total pentru că... Bă, astea de ce nu s-au dus mai la muncă? Puturoaselor, duceți-vă la muncă! N-a avut succes ce-i drept. Asta a fost ghinionul lui cel mare, că n-a avut și el noroc. Însă totuși aș vrea să mai caut ceva, nu știu, pentru el, pentru că zic eu că e necesar să aibă și el o relație. Mai ales că dacă ne uităm acum, ia stai să vedem la vârsta lui. Deci mai are 3 zile și ajunge deja young adult. Ia uite, $11 pentru cât ai stat la muncă? Firar, te-ai dus degeaba. Și aia nu cred că a primit bani. S-a dus până acolo și degeaba. Ia ce mail avem aici. Ok, e un cadou, cred. Iară verdețuri. Bă, dă-le încolo. Uite, ia uite și ăsta întârzie la muncă. Băi, ăștia-s nebun la cap? Duceți-vă, fraților, la muncă. Ia uite, a strănutat copilul. Hai mă, că se duce acum, lasă, nu-l mai suna. Ăsta săracul abia-și mai târie corpul. Dar mai are de trăită, hă. Chiar o groază. Anabelo, gata, știu ce, trebuie și fă-i baie lui Molly. Așa. Ăsta vreau să-l mai scot în oraș, nu știu, vreau să-i găsesc și lui pe cineva, dar chestia e că nu prea am pe cine. Nu-s fete tinere în orașul ăsta, deci tin nu am. Deci chiar nu am, dacă dau acum pe travel, să zic că se duce singur, ia să dăm pe aici, niciuna, nu, toate sunt trecute de floarea vârstei. Și chestia e că dacă găsesc un tin, ăla nu va crește pentru că eu am setat modul să nu îmbătrânească ăștia automat dacă mă joc gen cu ei, spre exemplu. Cu toate că ar trebui băgată chestia aia, dar mă mai gândesc totuși, ia să vedem noi pe aici. Aici nu avem, băi, uite că aici sunt niște fetițe, adică e una, Sofia, ia să o vedem pe Sofia. Ia uite că e tin, ia uite că e tin. Păi, dar ce ai făcut, bre? Hai că mă duc până în vizită aici, ci că suntem colegi de școală, așa spunem și noi. Și, bineînțeles, dacă mai vreți episoade cu familia Montano, nu uitați, dați și voi un like. Așa. Ia să vedem ce o să iasă. Ia uite câta căsoiu are. Ia uite, ai, bună! Friendly, vă că aparține și unui grup, domnișoara. Bună, are maniere. Gata, asta fac, mă împrietenesc. Deci episoadele astea două sunt dedicate băiatului pentru că e rândul lui să-și găsească și el o domnișoară. Și mai ales, ia uitați cu ce palat. Vitai căsoaia, poate mă mut aici. Cheerful. Show of outfit. Nu facem de asta. Yeah. Nu. Ia uite. Hai mă, primești în casa. Gata. Knock-knock. Hai că vin și eu acum, nu prea pare interesată fata asta de mine. Mă vede așa roșcat și mă gândesc că, na. Ia uite frățioare ce palat aici așa. Dar asta când a ajuns așa repede s-a pus și la masă. Bună ziua, domnule. Stai că trebuie să fac cunoștință și cu socru. Aolea, uite, chiar mi-era foame. Aveți ceva prin frigii? Mama, l-aș treaba de vânt în frigider, mă găsă așa. Quick oatmeal. Ah, ia uite că văd că e și curată fata, da. Hai, du-te și fă-ți ceva de mâncare aici repede. Domnișoara nu arată rău și blonduț așa și provine dintr-o familie cum se cade. Da, chiar e în regulă. Dar trebuie să o fac de prietenă ca să o aduc acasă la Montano, să o cunoască și ceilalți. Unde s-a dus masa?
Chiar vrea să-mi arate și etajul. Nu, doctor, casa. Mama, ia uite. Și a pus ea acolo. Asta e calculatorul ei, se înțeleg? Sau ce vrea să spună? Hai, ia și mănâncă și tu repede. Poți să te duci sus la ea. Poți să mănânci și din picioare. Hai. Hai, vino sus aici, că aici ai treabă tu. Ia să vedem. Bun, mai bă, greu urci. Unde te-ai dus? Băi, frate. Stai că cred că coboară ea, da. Las că e bine, deci... Am făcut-o până la urmă să vină ea aici. Așa, tăticule. Exact, nu prea am împărtășit eu. Ce? A, ăsta să înțeleg că e mai mic, nu are voie la mai multe task-uri? Nu trebuie să mă ducă să-mi prezinte camera ei, așa ar trebui. Normal. Uite, ai ca maniere. Ce poți să-i mai dau? Ask. Nu pot să o întreb chestia. Sau ia să o întrebăm de curiozitate. Să vedem dacă aude tasul, poate să supără pe noi. Hai mă, ce... Ați nebunit? E. Yeah. Ha, ha, ha. Așa. Hai că n-a auzit ăla, cred că e surd. Hai mă, avem să-i dăm un cadou? Nu-i dau bani, ce am înnebunit. Asta e friendly gift. Poți să-i dau, uite, un excelent bani de asta. Yeah. Yes, pentru tine. Așa. Trebuie să mă prietenesc foarte bine cu ea, așa trebuie să fac pentru început. Așa. Ea se plângă de părinți. Mai pun o dată întrebarea asta. Dar automat va trebui să o cresc pe asta, pentru că ea va rămâne tot timp dacă nu e în familia mea. Și n-am cum să fac altfel. Hag. Stai. Unde pleacă, frate? Hai să mergem și noi încoacă, cred că vrea să se ducă la mai intimitate. În camera ei, v-am zis eu. V-am zis. Hai, vorbește cu ea. Deci are și valențe, știe să cânte. Ai rămas cu aia, mână, credeam că a rămas cu aia blocată. Hai, 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 hai. Așa. Frică-jenei! Și sta asta pe telefon de pita. Aolea, Doamne! Ei, fraților, acu-i-acu. Un flirt, să vedem. 402, bun, Jade-ule, bun. Tu ce mai ții casa? Aha. Hai, 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 hai. Perfect. Ce mai a dispărut aia de flirt? Hai. Perfect. Romance, exchange number. Hai să vedem. Că ne cunoaștem, ar trebui să-mi dea numărul de telefon. Embrace. Încă un flirt. Ia. De la câine am primit mesaj, really? Perfect, perfect. Hai că e liber aici, nu-i nimeni. Nu mă culc, îmi pare rău. Make happy. Blow kiss. Ia, stai. Hai mă, stai aici. Bă, ce mă enervează, de ce te-ai dus de acolo? Stai aici, naiba. Doamne.
Chat here. Chat here, nu afară că... Hai că vine și ăsta încoa, veniți repede. Hai că e nouă seara. Respond. First kiss. Hai să-i dau. Hai, hai. Te rog, spune că va funcționa. Ah, te rog. Auuu, ia uitați-vă ce e aici, primul săruțel. Deci uitați-vă și voi. Asta e bună. Ce frumos. Stai că trebuie să-i dăm dacă vrea să fie prietena noastră. Trebuie să ne apară acum aici. Ia. Yeah. Take picture together. Așa. Ia să o sărute pe gât. Da, după asta. Make out din. Aolo, poate să intre în asta aici. Ia uite, uuuu, îl ferească Dumnezeu. Deci uitați-vă și voi ce e aici. Ce iubire mare e pe ăștia. Trebuie să le facă poză în situația asta. Uite așa ceva. Hopșa. Ok. Dar încă n-am întrebat-o dacă vrea să fie prietena noastră. Ia să vedem. Gen doar să se pupe înăuntru. Dar ce zgomote fac numai pupăturile la ăștia. Am dat seama că de fapt se întâmplă alte chestii pe acolo. Am eu impresie. Aulă, dacă vine tasul acum ne spânzură pe amândoi. Dar sperăm că nu se va ajunge la acest lucru. Are pat mare, ia să vedem. A, putem să-i punem și aici în pat. Hai mă, mai așteptăm mult după voi. Ok. Ia uite, de ce vă aranjați așa? Ce, nu erați îmbrăcat? Miss around. Play, mamă, 5.000 a venit, haide că, păi să-mi uit resursa încă. Uite mă, vezi tot de astea? Deci tot fac prostii, nu cred, Justin! Normal că se numește Miss Around. Fai de cap, ia uite camera la copil, exact, lui sursă exact lângă ea. Hai mă, dar mi-a apărut odată chestia aia cu... Oh, 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 oh. Stai că trebuie să-i dau aici asta. A, așa mă, gata, asta era. Nu sleep. Hai că asta e momentul oportun acum, trebuie să reușim. Super. Așa, tăticule. Gata, deci pe asta am rezolvat-o, ca să zic așa. Ceea ce e super. Și ia să vedem dacă poate să-i facă promisiunea. Uite, da, mă. Uite, îi face promisiunea. Ia. Uite că-i dă, nu cred. Dar ce chestie, nu cred. Aolo, mă scuzați, uite, n-am dat telefonul pe silent. Da, deci până la urmă este cu reușită. Unde a plecat asta? Asta ce să-i spună lui Moasa sau chestii, oare? Nu cred. Să culcă cu Taso? Aolo. Băi, tăticule, eu zic că trebuie să te duci acasă. Hai că ne dă oamenii ăștia afară de aici. Hai, go home. Nu, maică, nu putem să stăm așa la nesfârșit aici. Bă, dar măsă, ce dracu face afară? Ce n-ai mă face, mă, de ea afară? Ei, fric, du-te în casă, că o să mori. După aia nu mai are ăsta, soacră.
Așa. Ia uite, Teo, fi intrat abia acum casa că a plecat eu? Nu cred. Nu o fi chiar așa de rea treaba. Mă gândesc. Ei, acum că și-a făcut și prietena, e totul bine. O să dea un aparat foto să-și facă o poză împreună, să aibă de când erau tineri. Așa aș dori. Da, să vedem. Hai, poate te ia maica ta cu taică tu acum unde ai fost. Ia să vedem. Hai să-l certe masa. Sper să am chestie de asta. Ia să vedem. Give deep, așa. Complain. Parenting, da. Fur. Aha, ia, hai să dăm asta. Hai mă, lasă, ia uite, s-a dus la mormânt acolo, o mai luat și toaleta. Hai, hai că vine acum maica ta să vezi ce te ia de la poartă. Gata, ai crește responsabilitatea. Gata, gata, du-te, du-te, du-te. Păi da, dragilor, cam acesta a fost episodul din Familia Montano. Am reușit în acest episod să-l cuplăm într-un final pe Dorian. În următorul episod o să vină cu prietena pe aici sau, bineînțeles, poate îi regăsim la nunta lui Rachel. Însă asta o să rămână de văzut, să vedem. Așa că, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi un like, aștept comentariile voastre. Iar până la un nou episod, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!